în cartierul Henri Coandă din Constanța, periodic sunt organizate controle ale Regiei Autonome pentru exploatarea domeniului public și privat din cauza deselor reclamații privind veniturile celor care au primit spațiu locativ în acest cartier. Peste 200 de certificate fiscale ale locuitorilor din cartierul social la Ricoand au fost verificate de SPIT în urma solicitării reprezentanților RAEDPP. În urma controalelor, peste 90% dintre acestea nu au fost conforme cu realitatea. Peste 226 de persoane au depus certificate fiscale falsificate, astfel că RAEDPP a început deja evacuarea unora dintre locatari. O parte dintre ei au rămas în spațiile locative și au declarat că vor achita o parte din datorii până la următoarea dată scadentă. Este și cazul doamnei din imagini, care are 37 de ani și spune că locuiește în acest cartier de aproape 8 ani. Împreună cu ea stau și cei 3 copii. Ei crește singură și muncește cu ziua pe unde este primită. Spune că banii pe care îi câștigă nu îi ajung ca să își achite de întreținerea. Acesta ce este? E somație care ne-a adus cămintai curentul acum vine. Ăsta. Și ca și ăsta care mi-a adus în 30 de zile să părăsesc locuința. Eu am plătit aici cred că vreo 200 de milioane de vreo 4 luni de zile. Am toate chitanțele în casă și tot datoare mă scoate. Deci nu pot să-mi iau contractul de aia de 3 ani de zile. Că nu pot să rămân la zero dacă îmi pune dobânzi peste dobânzi. Ca ea sunt și alți locuitori care spun că suferă de boli grave și cu greu fac față cheltuielilor. Ce mănânci? Mai le-au oprit curentul 3-4 zile când au făcut rost de bani, au achitat. Nimeni n-a rămas achitat decât rău platnicii, care n-au vrut, au fost niște terchea-berchea de ăștia. Ați înțeles? Restul lumea și-a plătit. Stați, că știe că-i dă afară, vine, pac, aibă bagajul și în stradă. Și unde dormi? În urma verificărilor efectuate de către SPIT, chiriașii respectiv figurau în evidențele fiscale cu debite neachitate. După ce am primit confirmarea că într-o majoritate covârșitoare documentele erau falsificate, persoanele în cauză au fost chemate să depună la dosar certificatele fiscale valide în termen de 15 zile. Unii chiriași au plătit amenzile și au început să aducă certificatele fiscale conforme. Alții, în schimb, au renunțat la spațiile locative, iar noi le-am preluat. În timp ce unii abia își duc zilele, alții spun că pensia îi ajută să își păstreze spațiul locativ. Venitul care l-am, sunt pensionară, am 10 milioane pensia, soțul are 9, băiatul are 18. Deci vă descurcați? Ne descurcăm. Conform reprezentanților RAEDPP, au fost 7 evacuări, iar 4 chiriași au renunțat la spațiul locativ dintre cei 226 care au depus certificate fiscale falsificate. 12 au revenit și au plătit amenzile. Ceilalți, care sunt încă în ilegalitate, mai au la dispoziție doar 10 zile pentru a rezolva situația. Reprezentanții regiei spun că peste 100 din 226 de persoane au plecat din locuințe fără să anunțe acest lucru.